Sabina Baian la Neața, în colaborarea asta interesantă pentru mulți pop-opera. Bună dimineața! Bună dimineața! Sărmâna! Din nou! Neața, Neața! Luați un loc. Uite, hai aici, Irina, hai Tudoru. E obișnuită numai pentru ea, vezi? Vezi? Da. Toată canapeaua. Te-ai mai cântat vreodată așa de dimineață? Nu. Eu acum câteva zile. Nu de dimineață să te prindă dimineața, ci să te trezești să cânți așa ceva. Felicitări, sună foarte bine. Mulțumim tare. E ceva ce poți intui așa sau poți, cum să zic, știi de unde să o iei. Merge genul ăsta de muzică, e altceva decât cânti tu, nu? E o piesă făcută special pentru Eurovision. N-am gândit-o să fie pentru radio, n-am gândit-o să nu fie pentru radio, n-am gândit-o niciun fel. Ne-am așezat noi trei, eu, Irina și pianistul Alex, care în formula de trei făceam la un moment dat un matinal. Mic matinal după voi, la o altă televiziune. Un post matinal. Da, un post. Și ne-am dat drumul inspirației și a ieșit această linie cu toată nebunia din spate. Și practic este o piesă în care mesajul este cel mai important. Să-ți asculti vocea, să-ți găsești energia și resursele în tine atunci când ai un hop, atunci când nu știi încotro să iei. Mamă, de fapt, ce debit are în dimineața asta, da. Mă! Le-a scris, să știi. Vorbesc eu de text și după aia tu vorbești de rest. Hai zi. Și stai să termin, că după aia pierd firul. Deci unde eram, pagina 2, da, așa? Să-ți găsești vocea. Alinea 3, da. Așa? Și... Și practic, să ieși din zona de confort, dacă da, și plus, adică după o vârstă începi să auzi voci și asta e. După o vârstă nu mai știi ce faci, îți tremură Eurovisionul. Ultima dată când ne-am întâlnit în vară, mi-ai spus că mergi la Londra, ai prins un mers la Londra. Un musical, nu? Sau? Dumnezeule mare, da, un am musical. Mers la și? Londra. Cum a fost? Foarte bine, la sfârșitul martie o să mă duc din nou acolo, o să am un turneu în 10 țări, o să... Bine. Lucrurile, da, o să bine. Ce ai jucat la Londra? Fantoma de la Opera. Fantoma de la Opera, aplauze pentru a noastră. Într-un casting internațional, știți, doar cele mai bune voci ajung să cânte la Londra. Irina a făcut-o și a făcut-o bine de tot. Plecați cu Fantoma de la Opera prin 10 țări sau cu altă muzică? Cu alt proiect, dar va face parte și Fantoma de la Opera din... adică nu castul din București. Așa că prioritate pentru tine, care ești un alt tip de artist obișnuit, cu alt tip de scenă și cu alt tip de muzică. E o prioritate perioada asta? Piesa e frumoasă, da. Te gândești la Eurovision ca la o țintă? Dacă m-am băgat în asta, da. Nu am avut Eurovisionul ca target în principal, dar atât timp cât am intrat în horă, știi cum e, joc până la capăt cu toate cărțile pe masă. Să spunem că mergi mai departe, devine Eurovisionul prioritate, devine, da? Devine, absolut. În momentul în care reprezinți România. Spune-mi pe ce mare scenă ai vrea să urci încă n-ai urcat? Oh, da, sunt atâtea. Până una alta vreau să urc la Baia Mare și să mă prezint. Pe scena de la Baia Mare n-a fost, pe da, corect. Exact. Fost la Londra, dar la Baia Mare... Păi, se poate. Mulțumim. Indiferent de loc, contează ceea ce faci și publicul să-l mulțumești și să te ridici la nivelul așteptărilor oriunde-i fi. Vreau să mai spun că vom fi primii în semifinală și să nu telespectatorii și cei care vor să ne voteze să nu ne rateze. Și sperăm să ne votați și voi 2, 3, 5, 7, 10, 2000, 19 milioane, da? Care vă uitați acum la Neața. Și atât. Și atât. Pe Facebook, Doru Todoruț. Doru Todoruț, Irina Baianț. Găsiți mai multe amănunte și despre cum îi puteți vota și la ce oră începe concursul și cum puteți să-i trimiteți în finală pe ai noștri. Mulțumim tare mult. Mulțumim. Mulțumim. Bună dimineața. Bună. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem la Neața.